Iubiți frați și surori, foarte pe scurt aș dori în această dimineață să spun ceva despre frângerea pâinii. Pentru că în Fapte, capitolul 2, versetul 42, cuvântul Domnului ne spune că, printre altele, apostolii stăruiau în frângerea pâinii. Mai încolo puțin, cuvântul Domnului spune în versetul 46 că frângeau pâinea acasă. Frângerea pâinii este un simbol deosebit legat direct de trupul Domnului Iisus Hristos. Și vorbind despre întoarcerea la biserică, trebuie să vorbim de întoarcerea la principiile care stau la originea bisericii. Pentru că astăzi vorbim despre biserica primară, biserica apostolică. Noi nu ne întoarcem doar la ceea ce a însemnat biserica acum 20, 30, 50, 100 de ani, ne întoarcem la ceea ce a însemnat biserica înființată de Domnul Iisus Hristos, biserica primară, biserica apostolică. La bunele obiceiuri ale acestei biserici, la valorile și principiile acestei biserici, la purtarea și comportarea membrilor bisericii primare, la ceea ce era important și prioritar în viața acestor oameni. Și vorbind despre frângerea pâinii, înțelegem trei lucruri în această dimineață. Frângerea pâinii, care se leagă de frângerea trupului Domnului Iisus Hristos, este în primul rând un act al dreptății lui Dumnezeu. Un act al dreptății lui Dumnezeu. În Isaia 53, cuvântul lui Dumnezeu ne spune că El a fost zdrobit, a fost frânt pentru fără de legile noastre, pedeapsa care ne dă pacea a căzut peste El. Una dintre cele mai dramatice întrebări din Isaia 53 este: cine crezuse ceea ce s-a vestit despre El? Și cine a luat actul acesta al frângerii lui Hristos, a trupului Lui pe cruce, ca fiind un act al dreptății lui Dumnezeu? Dar nu pentru ca să-L pedepsească pe Hristos pentru păcatele Lui, ci ca să-L pedepsească pe Hristos pentru păcatele noastre. Am spus că este un act al dreptății lui Dumnezeu. Dacă ne-am uitat mai atent la prima vedere, ar fi un act al nedreptății lui Dumnezeu. Pentru că, de fapt, harul lui Dumnezeu este ceea ce i s-a întâmplat Domnului Iisus Hristos pe nedrept. Și pedeapsa de care am scăpat noi, deși am fi meritat-o. Frângerea pâinii, atunci când frângem pâinea, ne aducem aminte că Domnul Iisus Hristos și-a dat trupul să fie frânt. Pentru că Dumnezeu nu suportă nelegiuirea, nu suportă păcatul. Dragii mei, faptul că Domnul iartă păcatele nu înseamnă că rămân nepedepsite. Întrebarea se pune: păcatele noastre vor fi pedepsite în eternitate sau mergem prin credință 2000 de ani în urmă la cruce și depunem păcatele noastre la crucea Domnului Iisus Hristos, în trupul Domnului Iisus Hristos, să fie pedepsite acolo? Păcatul tău este pedepsit, pentru că Dumnezeu e drept, pentru că niciun păcat nu rămâne nepedepsit. În toată istoria omenirii, toate păcatele se întâlnesc cu justiția divină, cu dreptatea divină și vor fi pedepsite. Pedepsite ori în trupul Domnului Iisus Hristos, ori în iazul de foc în eternitate. Undeva vor fi pedepsite.
Și aș vrea să vă spun că datoria păcatului este așa de mare că în eternitate nu poate fi niciodată achitată. Este ca un fel de credit card pe care ți l-ai făcut, te-ai îndatorat cu o sumă mare pe el și interesul este așa de mare că oricât ai plăti, datoria e tot atât. Nu o achizi niciodată. Ăsta este, de fapt, iadul. Un loc unde oamenii își plătesc datoria, dar nu și-o pot achita niciodată, că spune, prețul răscumpărărilor nu se va face niciodată. Nu se va achita niciodată. Singura șansă în dimineața aceasta, atunci când se frânge pâinea, este să ne cercetăm pe noi înșine, să ne întoarcem la Calvar și să depunem toate mustrările noastre de conștiință, păcatele noastre, gândurile, vorbele, faptele, acolo, pentru că dreptatea lui Dumnezeu încă iartă, spală și curățește datorită acelei jertfe supreme depuse de Domnul Iisus la Calvar. Iată, dar, primul rând, frângerea pâinii ne aduce aminte de dreptatea lui Dumnezeu. Este un simbol, este un act al dreptății divine. În al doilea rând, este un act al bunătății sale. Pentru că știți ce s-a întâmplat în trupul Domnului Iisus Hristos atunci când s-a frânt? Trupul Domnului este comparat cu o perdea care ne separa pe noi oamenii de tronul lui Dumnezeu, de casa tronului. Și nu puteam intra în prezența lui Dumnezeu și spune că prin perdeaua aceasta, care separa locul sfânt de locul preasfânt, când a murit Hristos s-a despicat. Perdeaua care spune apostolul Pavel în Evrei este trupul Domnului Iisus Hristos. Ne-a dat acces să intrăm în Sfânta Sfintelor, ne-a dat acces să intrăm în locul preasfânt. Spune, pe calea aceasta nouă și vie, prin perdeaua dinăuntru care este trupul său. Vedeți, vorbeam joi seara despre împăratul înaintea căruia nu te puteai prezenta decât dacă erai chemat, dacă erai somat și dacă nu ți întindea toiagul, erai condamnat la moarte. Estera s-a expus unui asemenea pericol. Nimeni nu poate intra în prezența lui Dumnezeu și să trăiască decât prin trupul Domnului Iisus Hristos, care este poarta, care este ușa, care este calea de acces. Acolo primim mântuire, acolo primim ascultarea rugăciunilor noastre, acolo primim mântuire și veșnicie. În sala aceea tronului este împlinirea noastră ca oameni. În afara acelui loc suntem pierduți. Și accesul acolo este prin frângere, prin ruperea acestei perdele care este trupul Domnului Iisus Hristos. Iată, dar actul frângerii pâinii este mai întâi actul dreptății lui Dumnezeu. Al doilea rând este actul bunătății lui Dumnezeu, pentru că bunătatea lui prețuiește mai mult decât viața. Bunătatea lui este dincolo de viață, bunătatea lui înseamnă întinderea toiagului, este bunăvoința de a te face să fii bine primit. Tot joi seara spuneam, despărțiți-vă de ei și vă voi primi, vă voi primi. Dar în al treilea rând, frângerea pâinii este un act și un simbol al unității noastre. Cuvântul Domnului spune în 1 Corinteni, capitolul 10, versetul 16, partea a doua, pâinea pe care o frângem nu este împărtășirea cu trupul lui Hristos? Și acum ascultați versetul 17, având în vedere că este o pâine, noi care suntem mulți, suntem un trup, căci toți luăm parte din aceeași pâine. Aceeași pâine fiind pâinea Hristos. De aceea, atunci când se frânge pâinea, ne aducem aminte că pâinea se frânge în mai multe bucăți și că fiecare dintre noi ne împărtășim cu una dintre aceste bucăți.
dar trupul Domnului Iisus Hristos n-a rămas frânt prin moarte, ci s-a unit prin înviere și Biserica Domnului Iisus Hristos este trupul unit al Domnului Iisus Hristos. Noi suntem trupul Domnului și trupul acela fracturat și sfâșiat pe cruce. La cina Domnului ne aducem aminte că fiecare bucățică din trupul Lui, prin această împărtășire, ne atrage, ne strânge în dragostea Lui și ne face să fim un trup intact, unit. Iată de ce vorbim de multe ori despre sângele Domnului, despre puterea sângelui Domnului Iisus Hristos, dar în dimineața aceasta vorbim despre trupul Domnului care a fost frânt. Să ne aducem aminte de dreptatea lui Dumnezeu, care s-a bătut asupra Mântuitorului ca să ne mântuiască sufletele și să ne scape de pedeapsă, de pedeapsa veșnică. Să ne aducem aminte de privilegiul pe care îl avem, un spațiu deschis către Sfânta Sfintelor, să intrăm în cea mai intimă părtășie posibilă cu Dumnezeu. Să ne aducem aminte că facem parte dintr-o familie, dintr-un trup al Domnului Iisus Hristos, care reprezintă unitatea tuturor acestor bucăți frânte și reunite în trupul Domnului Iisus Hristos. Vă invit să ne ridicăm în picioare și să ne unim glasurile într-o rugăciune de cercetare. În rugăciunea aceasta de cercetare, fiecare, spunea Pavel, ne cercetăm pe noi înșine. Și cercetându-ne în lumina acestui act al frângerii pâinii, în această dimineață uită-te la viața ta și vezi ce păcat, ce atitudine, ce gând încă n-au fost depuse la calvar, încă n-au reprezentat momentul în care prin frângerea trupului lui Hristos pedeapsa pentru fapta ta a căzut asupra lui. Apoi gândește-te că vei intra în actul împărtășirii. Această împărtășire înseamnă intrarea în părtășia cea mai intimă cu Dumnezeu, nu aici pe pământ, în cer, în Sfânta Sfintelor din cer. Bucură-te de lucrul acesta. Intră cu grijă acolo, intră cu reverență acolo, intră cu bucurie acolo. Și apoi, momentul acesta este un moment în care să ne gândim la cei din jurul nostru. Poate că trebuie să iertăm și poate că trebuie să fim iertați. Haideți în rugăciunea aceasta să cerem puterea de la Dumnezeu și smerenia și de a ierta și de a fi iertați. Că și a ierta și a fi iertat înseamnă să te smerești, înseamnă să accepți bunăvoința lui Dumnezeu. Dacă ierți, ierți pentru că și El te ierta pe tine. Dacă ești iertat, lucrul acesta înseamnă o eliberare de o mare povară. Numai așa putem să ne cercetăm și să ne împărtășim. Venim în rugăciune în comună înaintea Domnului.